Bun găsit, prieteni, pentru o nouă sesiune de Sports Talks aici la Sports Festival. Avem o vreme foarte frumoasă astăzi aici la Cluj. Iar lângă mine doi invitați, domnul Gabriel Cotea, fondator Cotea Medical Center, și doamna Ioana Moldovan, medic specialist neurochirurg la UMF Cluj. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ca să avem așa o discuție protocolară, de început v-aș întreba cum găsiți Clujul, cum traficul e infernal, nu? Ați ajuns cu greu, pentru că se circulă mult și astăzi. Traficul e infernal, ca și la București. Eu credeam că numai la mine la București e dezastru. Nu, însă am ajuns în timp util. Am avut un șofer de taxi Sprinten și am ajuns repede. Centura neagră, Aikido, plecăm de aici, ați fost sportiv de performanță, pentru că leitmotivul acestor discuții este motivația. Motivația în sport, motivația în viață, cum o hrănim, cum vine din interior, dacă e nevoie de ajutor exterior pentru asta. Am fost sportiv de performanță și de Aikido, am fost sportiv de performanță de atletism, 100 de metri, care am practicat vreo 20 de ani. Acum am centură neagră în Aikido 5 de ani. Sunt absolvent de medicină, de recuperare și am absolvit și Academia de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Medicină Chineză din China. Și am întâlnit tot felul de profesori mari de-a lungul vieții care mi-au modelat cariera și spiritul meu. Am făcut un master în recuperare medicală la sportivi și un master pentru sportivi în China, special pentru medicina de recuperare. Chiar anul trecut am fost în Henan. Am înființat de 23 de ani un centru medical care îmi poartă numele, care este lângă București. Și am descoperit în 24 de ani de practică medicală și în special de acupunctură, facem mai multe feluri de acupunctură, poate o să vorbim puțin despre modalitățile de tratament pentru oameni, dar și pentru sportivii în general, în special. Și rezultatele sunt foarte, foarte mari. La acest centru tratăm cam 100 de persoane pe zi. Țin cursuri pentru medici în Italia, pe toată Italia. Urmează în România să ținem. Am ținut la Cluj două cursuri, așa am cunoscut pe doamna doctor neurochirurg. A fost eleva mea pentru acupunctura Yamamoto a scalpului, o să vorbim, este o acupunctură specială, în care acele se pun doar pe cap pentru rezolvarea problemelor osteoarticulare. Dânsa fiind neurochirurg, chiar a avut niște probleme în perioada aia și a fost tratată de mine. Are vreo 300-400 de cazuri făcute deja și dintre toți elevii mei, să zic așa, nu-mi place să le spun elevi, da? Dânsa este cel mai bun dintre toți, practică fără bani, pur și simplu din pasiune. Poate să ne spună câte ceva dacă... Da, eu am început specializarea de neurochirurgie, am gândit tot timpul foarte rațional și cerebral. Sigur că am acumulat multe cunoștințe și experiență, l-am avut 20 ceva de ani, am stat în preajma domnului profesor Florian, a colegilor mei. În paralel, în ultimii 13 ani am lucrat și lucrez, postul definitiv mie la UMF, predau histologie studenților. Și așa brusc, acum câțiva ani, am virat puțin spre o abordare pe care o practicăm foarte mulți astăzi, o abordare holistică, să nu uităm că suntem nu numai corp, ci și minte și suflet. Am început cu niște competențe de pur și simplu, fără să mă gândesc că mi-ar folosi vreodată, poate doar pentru familie, pentru copii. De biorezonanță, de
fito, aromaterapie, reflex, opreso, punctură. Termin competență post-universitară prin UMF, Iași, de homeopatie clasică. Și, așa cum a spus domnul profesor, am dobândit competența pe acupunctura Yamamoto. Rezolvă foarte multe patologii, în special patologiile neurologice. Este o acupunctură de primă intenție pentru, pornesc și de la accidentul vascular, cu hemiplegii, cu tulburări de sensibilitate, afazii, toate afecțiunile musculoscheletice, chiar am rezultate foarte încântată. Și de aici a început, așa cum a spus, cu multă pasiune, să încerc să observ, să pun ace, să obțin rezultate frumoase, m-au motivat. M-am înscris la școala de acupunctură de la Arad, condusă de domnii profesori Franco Menichelli și Francesco Menichelli. Domnul profesor Franco Menichelli este președintele Asociației Chineze de acupunctură medicină tradițională, este și doctorul Papei de la Roma. Trebuie să vă spun că am început să fac niște corelații cu medicina pe care am învățat-o și mi se pare fantastic. De la explicația ADN-ului, sigur, se pornește de la energetică, e o acupunctură clinică, cu multe dovezi științifice. Și de aici pornind, am început să fac și cercetare pe efectele acupuncturii direct pe structurile neurologice, pe structurile anatomice, funcționale, și găsesc niște corelații care mă fascinează, inclusiv în sport, ce motivează sportul. Domnule Cotea, în tot ceea ce ați făcut până acum în viață, de la atletism, la aikido, la această clinică pe care o aveți de 20 ceva de ani, ce v-a motivat, nu știu, cel mai mult? Aveți atâtea domenii în care ați performat? Am așa multe domenii că nici nu mai știu care sunt. Cred că m-am apucat și de chitară la un moment dat. Pot să spun că le-am făcut pe toate. N-am sărit cu parașuta. În rest, nu e târziu. În rest am făcut de toate. Motivația a fost bucuria de a vedea oamenii zâmbind din nou după... Asta este și acum motivația. Oamenii zâmbind din nou după o suferință îndelungată, chiar și în bolile cronice, iar cu atât mai mult la sportivii de înaltă performanță sau de o performanță medie sau mai joasă, nu are importanță, important e să facă sport până la urmă, unde rezultatele sunt remarcabile. Sistemul meu, cel puțin de acupunctură, este diferit față de ce se practică în România. A tot fost schimbat de-a lungul anilor și am ajuns la niște tehnici speciale pentru medicina sportivă, adică vă dau doar un singur exemplu. Joc tenis de câmp de vreo 15 ani, amator așa, dar eu zic că joc destul de bine. E bine de știut, poate ne întâlnim într-o zi. Sigur, sigur, da. Și am văzut, știm cu toții, cu o epicondilită, numită și boala tenismenului, elbow tennis, da? Nu trece deloc orice ai face, însă interesant e că în acest sistem de acupunctură, în 5 ședințe, folosind și electrostimulare electrică, adică există niște aparate de electrostimulare, au niște cleștișori care se pun pe ac și se dă un anumit stimul acului și rezultatele sunt remarcabile. Știm că și Nadal a stat pe tușe, să zic așa, foarte multă vreme. Poate dacă ne-am fi cunoscut în 5 zile, i-am fi rezolvat problema, garantat. Am avut peste 600.000 de pacienți în 24 de ani, deci experiența mea este foarte, foarte mare. Aveam 20 și un pic de ani când m-am apucat de așa și cel puțin la clinică oamenii vin peste tot, cei care n-au venituri îi tratăm gratuit,
cei care au venituri îi tratăm cu 3 dolari ședință, ca să putem cumpăra ustensilele de așa. Asta este motivația, ca să continui întrebarea dumneavoastră, asta este de fapt motivația mea. Și m-a întrebat cineva odată ce-mi doresc mai mult de atât. Mai îmi doresc un lucru spre bătrânețe, să aș vrea să ajung în toate satele din România să tratez oamenii săraci, unde n-a ajuns niciun doctor niciodată. Da, aplauze vă rugăm pentru domnul Codea. Doamna Moldovan, cât de important este să facă copiii sport, orice sport, să facă mișcare pentru sănătate, pentru echilibru, pentru armonie, pentru tot ceea ce ne oferă sportul în general în viață? Extrem de important. Dacă doriți, din experiența mea de copil, am fost selectată pentru un not de performanță, atletism cu domnul profesor Măcelaru. Am făcut și taekwondo cu regretatul Diuri Maja, până când tata mi-a zis, dacă o să-ți rupi un picior, nu o să mai câștigi nimic, pune mâna și învață. Și așa am ajuns. Aici o să-l citesc, chiar am ascultat un interviu cu domnul Răzvan Peristeri și aici trebuie să vă spun că a fost o mare surpriză că domnul profesor l-a reîntâlnit pe domnul Răzvan Peristeri, au fost colegi de Aikido, nu mai țineau minte, așa s-au bucurat, s-au auzit, da? Ieri am văzut, nu l-am dar mai m-am văzut. Avut invitat. Știu, dar l-am văzut în fotografie, nu mai țineam minte numele. Și ieri, uitându-mă pe program să văd cine participă, am văzut doar numele și am văzut Aikido și m-am gândit cine o fi. Noi, lucrând amândoi cu domnul Dan Corneliu Ionescu în București, pe vremuri, eram student atunci și am făcut rost de număr și l-am sunat și m-a recunoscut imediat, adică spunându-i, eu în fotografie aveam barbă, acum m-am bărbierit. Și așa a zis că o să vină astăzi sau mâine pe aici, probabil că o să mă întâlnesc cu el și după 15-18 ani aproape, m-am auzit ieri la telefon și sper să mă văd cu el. Da, și atunci m-a impresionat că am ascultat dânsul, așa cum știți, este psiholog de cogniție, se face psihologie sportivă. Și povestea că era mic și avea foarte multe anxietăți, teama de contact, teama multe, așa cum sunt copiii, și teama că nu poate, că nu e în stare de nimic. Și a ajuns prima întâlnire, prima dată când s-a dat parașuta, antrenorul de atunci i-a spus, haide, dă-te și tu, încearcă și tu. Nu pot, eu nu o să pot. Dacă vrei, poți. Și asta i-a schimbat tot parcursul vieții și a învins fricile, a performat, a studiat și psihologia, a făcut și Aikido, a făcut Ruibi înainte și spune că poate să facă orice. Deci uitați cât de important este sportul. E foarte important pentru un sportiv. Mă pun în locul lor, n-am ajuns să fac sport de performanță. Sunt gândurile dinaintea unei competiții. Sunt în stare, nu sunt în stare, e mai bun decât mine, sunt în formă. Sunt atât de importante aceste gânduri și chiar am citit niște studii despre ce înseamnă aceste gânduri foarte pe scurt, așa, nu vreau să fac ora de neurologie, de neuroștiințe. Noi avem ceea ce numesc budiștii mintea de maimuț. Gândim în continuu. Asta când nu suntem focusați pe ceva activ. Și în neuroștiință se numește rețea implicită a creierului. Sunt niște structuri interconectate, cortexul prefrontal medial cu niște structuri anatomice posterioare, girusul cingulat, hipocamp, amigdale, care fac legăturile între ceea ce cum ne autoreprezentăm și cum conștientizăm conștient
această autoevaluare. Și s-a arătat că acolo unde oamenii nu sunt fericiți, unde au anxietăți, unde au astfel de gânduri, această rețea este foarte activă. Mintea ne merge în continuu. Dacă, e mintea care nu se oprește, dacă. Și de aici am făcut foarte multe corelații și pe acupunctură, pentru că, să știți, nu doar am învățat să pun acu, întotdeauna m-am întrebat de ce. Și sunt multe studii în care arată, sigur că acu nu acționează până în mijlocul creierului, până în hipocam și amigdal, dar au fost... s-au făcut corelații pe RMN funcțional, pe imagistică neurofuncțională, în care s-au găsit niște structuri de suprafață care corespund, apoi interacționează cu structurile profunde. Domnule Cotea, ați făcut atletism, jucați tenis acum. Vreau să vă întreb ce vă aduce tenisul, ce stare vă oferă atunci când jucați sportul în sine? Și atletismul l-am făcut de performanță. Am avut un accident la maleola externă stângă și apoi a trebuit să continui să fac sport, așa am început să fac aikido. Mi s-a părut un sport mai mental cu totul, că fizic e destul de greu și m-a apropiat mult de cultura asiatică, eu fiind, să zic, jumătate asiatic. Am stat acolo multă vreme, însă apoi am continuat cu tenisul de câmp ca amator, însă am jucat cu oameni care au fost pe la Steaua, adică foarte buni, și așa am învățat de la ei tenis, îl joc cu plăcere. De ce? Pentru că am foarte multă adrenalină, o persoană cu foarte multă adrenalină, dacă trebuie să aflu ceva, nu dorm, trebuie să devorez tot ceea ce trebuie, să citesc tot ce se întâmplă despre lucrul ăla sau trebuie să învăț lucrul ăla cât mai repede. Nu știu de ce, dar tot timpul am avut senzația că în viața asta avem timp puțin și că nu știi ziua de mâine ce ți oferă. Însă sport fac în continuare. Gândiți-vă că aikido fac de 25 de ani, 6 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Bine, acum am lăsat-o mai moale deja, că era, dar la vreo 15 ani așa a fost. Era și mai tânăr, mai altă forță fizică. Însă canalizarea energiei mele a fost asupra medicinii, pe care medicina de recuperare am lăsat-o un pic mai moale de vreo 20 de ani și am reușit să o înlocuiesc cu sistemele asiatice, care le-am văzut dintr-o întâmplare. Sunt mai multe forme de acupunctură. De exemplu, puneam la lotul de fotbal, aveau un accident la genunchi, acum depinde și ce au, da? Dar, de exemplu, aveau o tendinită sau o întindere, chemam la marginea terenului și le puneam niște ASP-uri, așa se numesc, niște pioneze care se pun în niște puncte de acupunctură pe ureche. Există un sistem de acupunctură auricular, adică urechea fiind un fetus cu capul în jos, inversat, deci lobul urechii este capul. De-aia copiii când îi trage la școală de lobul urechii să-l liniștesc, că de fapt le stimulează. De-aia e bine să-i mai tragă câteodată când nu sunt cu minți, să-i tragă de ureche. Mă uit acum că îl văd pe Tudor, el a fost pacientul meu, sportiv și el. A avut un torticolis de o lună și jumătate și n-a putut fi rezolvat la niciun spital și la nicio clinică. Aici te întrerupe domnul profesor că sunt apropiată de părinții lui Tudor și m-au chemat. Domnul profesor era în București și în Oltenița și cu mare emoție am pus acel la copii și la sportiv, da? Mă gândeam că poate Tudor e mai sensibil, mai așa, am reușit. Era blocat cu gâtul de 3 săptămâni și după acele puse și-a revenit.
Și a continuat după aceea, s-au dus la Oltenița și s-a legat și o frumoasă prietenie. L-am văzut aici. Tehnica este specială, în afară de acupunctura chineză clasică, cea somatică care se pune corp, există o acupunctură a profesorului Yamamoto din Japonia, are 90 și ceva de ani acum, trăiește în insula Miyazaki, este propus pentru premiul Nobel în acest an. Eu am fost elevul lui, dintr-o întâmplare, prin 2010, făceam deja acupunctură și tipul făcea așa niște lucruri fantastice. Însă eu am acela mine, dacă există vreo persoană care are o problemă, durează 2 minute, durerea dispare în 2 minute. Indiferent ce ar avea, bine, să nu fie o ruptură sau ceva, dar în rest rezultatele sunt remarcabile. Da. Da. Vorbește prin demonstrațiile practice și prin ce face. Da. Să înțelegeți că la clinica dumnealui, unde vin până în 180 de pacienți pe zi, este singur. Eu lucrez singur, n-am nicio asistentă, nimic. Și stau, mai vine poliția, că nu știu de ce atâta lume în față. Și vin toți oamenii, cu și pe tăr și... Da. Tehnica este specială și rezultatele sunt foarte, foarte mari. Însă vreau să vă dau un exemplu, medicina sportivă, în afară de problemele osteoarticulare, tot ce ține de durere, să nu fie fractură sau ruptură, însă chiar și așa, dacă sportivul se operează, poate fi recuperat mult mai rapid prin acest sistem special și cauzele sunt diferite. Vă dau un singur exemplu. O periartrită scapulo-humerală, adică o durere de umăr, un proces inflamator, care apare spontan, fără ca sportivul să se fi lovit, este o problemă de colon iritabil. Sportivul este stresat, stresul acționează în abdomenul lui prin nervul vag, da, care reglează toate organele interne și de acolo face un colon iritabil. Nimic nou până aici. În medicina chineză, meridianele, cum le spun chinezii, sau canalele energetice, meridianul intestinul gros trece așa pe mână și urcă sus pe umăr. Știți că în popor se spunea că dacă te freci așa pe aici, nu mai te doare stomacul, sau fiindcă pe acolo trecea intestinul gros, ei nu știau de ce treaba. El urcă în umăr. Dacă s-a lovit sau s-a întâmplat un accident, atunci este cu totul altceva. Deci este o traumă a umărului, se tratează diferit. De aceea și pacienții mai în vârstă, dar chiar și sportivii, care au o durere de umăr și nu trece, există o probabilitate de 90% să fie un colon iritabil. Și atunci tratamentul trebuie făcut acolo, în același timp, cu umărul. Deci este total diferit de... În China, de exemplu, dacă mergi la medic și te doare capul, te întreabă cum stai cu digestia. Dacă te doare genunchiul, te întreabă cum stai cu digestia. Și dacă nu poți să dormi, te întreabă dacă cu digestia cum stai. Ei crezând că toate bolile vin din burtă și e posibil că dacă digestia nu funcționează bine, să aveți un edem la picior, există această posibilitate. Domnule Cotea, pe final de discuție aș vrea să ne vorbiți puțin despre importanța recuperării în sport și pentru sportul de performanță. Vă mărturisesc, eu nu mi-am dat seama cât de importantă e recuperarea până când soția mea nu a avut o ruptură de ligamente, s-a operat și știu cât a trecut, câte luni a avut nevoie de recuperare. Totdeauna mă gândeam, dacă ai o fractură sau ceva, te operezi și cu aia s-a rezolvat problema. Dar nu e așa. Recuperarea este extrem, extrem de importantă. Recuperarea trebuie să fie rapidă, însă vorbind din punct de vedere medical, ea trebuie să fie rapidă. Trebuie să vedem rezultate imaginistice, RMN, adică ele sunt corelate. Nu e că vin și am pus două aci acolo și gata. Trebuie mai întâi, din punct de vedere medical, să vedem ce are, trebuie combinate, să vedem ce are persoana. Însă, vă dau un singur exemplu, din punct de vedere al medicinii chineze, dacă v-ați lovit la cot, patologia este undeva la suprafață, da? Chinezii spun că e o patologie yang, da? Dacă ea nu este rezolvată în decurs de 2 săptămâni, se transformă într-o artroză, deci nu mai este o epicondilită, să zicem, este o artroză a cotului,
și pătrunde de la suprafață către interior și atunci se transformă într-o patologie, într-o boală. Da? De exemplu, toate patologiile care se termină în cuvântul ită, spondilită, poxită, gastrită, toate sunt procese inflamatorii, pot fi vindecate rapid. Dacă ele nu sunt vindecate, devin patologii cu adevărat și se termină în cuvântul oză. Spondiloză, coxartroză, osteoporoză și așa mai departe. Atunci ele nu mai pot fi vindecate, depinde de procesul de transformare patologic, însă pot fi ținute sub control fără operație. Eu, de exemplu, am avut sute și sute de hernii de disc, așa. Când patologia este acută, trebuie tratată rapid, de-aia v-am zis că poate să treacă în 4-5 ședințe, depinde de când e, da? Dar chiar și așa nu durează foarte, foarte mult. Acupunctura, dacă vreți, pe sisteme, poate aduce o oxigenare foarte bună unui sportiv de performanță. Poate înlătura oboseala aproape definitiv prin glanda suprarenală, prin stimularea glandei suprarenale. Poate stimula, de exemplu, funcțiile rinichiului pentru a controla mintea sportivului, diferit față de medicina clasică. Chinezii povestesc că dacă nu am fi avut rinichi, n-am fi avut boli mentale și nu ne-am fi gândit la nimic. Rinichii au o funcție importantă în medicina chineză și ține de emoția frică. De aici și expresia făcut pe el de frică. Deci rinichiul are magazinată emoția frică. Toate fricile sunt acolo. Frica perturbă mintea. Asta spun chinezii. Poate să aducă urin cardiac foarte, foarte bun. Poate să asigure o circulație venoasă și cerebrală extraordinară, mai ales prin acupunctura scalpului. Stresul, bună, scapă de insomnii, sunt gândurile, rețeaua asta de care povesteam, care mulți au insomnii, se gândesc înainte de concursuri. Foarte mulți sportivi apelează, chiar de, m-am uitat de curiozitate la acupunctură, inclusiv Serena Williams, sau la blasturi care se pun în locuri de acupunctură. Deci gândiți-vă cât de repede poate înlătura acidul lactic la un sportiv care a avut un repaus mare și trebuie să facă un efort mare să nu facă febră. Foarte rapid. De exemplu, eu am avut fotbaliști cu rupturi musculare care erau datorită ficatului. Oboseala de înficat dădea rupturi musculare. În medicina clasică nu există așa ceva, însă în medicina chineză ficatul ține de vedere, deci controlează vederea, controlează mușchii, tendoanele și articulațiile. Un ficat obosit dereglează toate aceste lucruri. Ați văzut că și doctorul, când aveți hepatită, se uită la ochi, dar ea e în ficat. Da? Deci există o legătură foarte mare și fiecare organ are legătura ei, cum rinichii, de exemplu, controlează auzul. Și dacă ne uităm bine în tratatele vechi chinezești de prin anul 600 înainte de Hristos, povestesc în tratatul de medicină internă al împăratului Galben, așa era denumit atunci, că urechile noastre seamănă cu rinichii. Și ele semănând cu rinichii controlează auzul. Da, e clar, eu cel puțin am nevoie de multe ace. Aplauze vă rugăm pentru doamna doctor Ioana Moldovan și pentru domnul Gabriel Cotea. Dacă sunt întrebări din public, vă rugăm. Vă rog. Acum, dacă vă doare ceva pe cineva, acum e momentul să întrebați. Avem ace și putem pune. Acele sunt pregătite. Orice, durere cervicală, de cap. Acele sunt foarte mici. Da, este chiar dacă pacientul e solid sau înalt. Anela? Bună ziua! Bună ziua! Știți că Nicu Covaci este operat, este la Timișoara. Oare puteți să-l ajutați cumva ca să se recupereze mai repede și să-l vedem din nou pe scenă cu Phoenix? Pe domnul Covaci trebuie să îi vedem actele medicale, să vedem ce operație a avut și sigur că îl putem ajuta în funcție de ce este acolo. Da. Sigur că da. Sigur, sigur. Da, mulțumim mult, Anela. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Aplauze încă o dată, vă rog. Mulțumim. Pentru doamna Ioana Moldovan și Gabriel Cotea.